Privindu-le, îți dai seama din prima clipă că viața lui e legată de sportul de performanță. Chiar dacă arată un pic intimidant, ca un veritabil campion de kickboxing, ceea ce și este, Cătălin Moroșanu este un om bun ca pâinea caldă. Și sufletist și empatic, dar și plin de umor. Un tată și un soț extraordinar, un prieten de nădejde și un bărbat care nu se ferește de provocări. Dar asta vom vedea în curând la Survivor All Stars Pro TV, unde Cătălina Bia așteaptă să-și ia revanșa. Cât despre minunata sa familie, fostul mare sportiv ne-a pus la curent, înainte de plecarea în Dominicană, cu noutățile și ne-a dezvăluit cum e să fii în același timp. Tată de adolescentă, dar și de copil mic. Iată de ce participă Cătălin Moroșanu la Survivor al Stars și cu ce sechele a rămas după accidentarea din 2021. De curând, am aflat că ai fost selectat să participi la Survivor al Stars 2024. Recunosc, pe mine m-a luat prin surprindere vestea, pentru că nu de mult spuneai că nu vrei să mai apari în show-uri de televiziune. Ce te-a făcut să te răzgândești, cred că, odată cu trecerea timpului, oamenii uită suferințele. Am realizat că Survivor mi-a schimbat viața într-un mod pozitiv și cred că faptul că voi reveni în acest concurs îmi va da un boost spre schimbare. Mi s-au întâmplat multe lucruri pozitive după show și vreau să repet transformarea mea. Am rămas cu sechele, mi-am luat o genunchieră specială pentru revenirea în show, care să-mi țină genunchiul cât se poate de bine. O să fie cea mai mare emoție a mea să nu mă accidentez, da, sunt pregătit, dar cred că cea mai mare provocare va fi locuitul cu ceilalți colegi în camp. Nu neapărat traseul sau frigul, foamea pe astea ajungi să le dai puțin la o parte și să treci peste ele. Dar certurile care apar în cadrul grupului te macină și îți dau o senzație de disconfort. Sunt pregătit psihic să merg mai departe, consider că am un avantaj din acest punct de vedere.